orașe cu șomaj zero și de unde tinerii nu pleacă. Uitați-vă la Cluj. A avut un primar care i-a spus lui Pepsi Cola, pleacă de aici, mie nu-mi trebuie capitalism. În schimb, a creat un șomaj formidabil, vopsind bănci tricolore. Maestru Funa. A venit pe urmă Boc, a deschis un parc industrial, a dus infrastructura până la limita perimetrului destinat investițiilor, a făcut taxa pe utilizarea terenului zero, a făcut taxele pentru administrația locală foarte reduse și astăzi are șomaj zero în Cluj. Mai mult decât atât, a venit industrie care folosește 80% din absolvenții de la Babeș-Bolyai. Asta înseamnă impactul administrației locale. Sigur, și la Brașov. În loc de parcuri industriale s-au făcut mall-uri. Nu se rele. Nu se rele. Aveam nevoie de un comerț civilizat. Dar hai să avem o administrație locală care rezervă spațiu și pentru industrie, pentru că nu vom trăi la nesfârșit sau în niciun caz nu vom trăi bine din servicii, ci din industrie, din producție vom putea trăi mai bine. Serviciile cheltuiesc bani. Producția produce bani. De asta cred că politici locale responsabile sunt obligatorii atunci când vine vorba și de respectarea dreptului garantat de Constituție la muncă, ca de altfel și dreptul la protecție socială. Dar cu cât mai puțin oameni în șomaj, cu atât mai prosper orașul. Pentru că nu există protecție socială mai puternică decât asigurarea unui loc de muncă.